in Vorarlberg in Austria. Auf! Oi, 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 oi! Oh, in der Linie in unserer Reihe. Auf Postal hat uns aus der Scheiße Schitsch und Lukas Kleiner. Nein, James King. Da sterbt der James King. Wo ist denn dieser King? Das ist quite the King of Air, but still. The people in the motor pick on the right back. And if you Romaniacs, no, that's a big motor, potentially. Also, the shop is there. Bine, 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 bine! Excellent, also, the shop is there. Roman Wagen, the line of Europe, like in Austria. Has the net gemacht, Roman? Și 172 din Diego Eman de la Avantaro Motorsport din Mexi. Peru, Mexic, Venezuela, Spec, the Americas. 156 se numește Daniel Cunescu de la TNT Club de Elveția. 166 Red Frog South Africa Team FTVR. Vă dați seama că toți băieții de la asistență au făcut ceva mușchi astăzi. Sperăm că și-au luat și creatina. Mexico! Mexico! Oi, 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 oi! Asta este riderul mexican. Diego era de la Avantaro. Yeah.
apa? Lucrurile astea sunt de fapt distracție, nu să le iei foarte tare în serios. 182 Matthew Parker de la echipa Parker din Africa de Sud. Cu siguranță prezența zilei pentru Bradley Evans. Nice one, Bradley. And now a spontaneous party of 7 riders in the woods section. Who gives out the drinks tonight, boy? Who'll be first? Încetul cu cetul rezolvă băi situația cu pădurea tăiată de pe acolo cu defrișajele. 196 s-a oprit un pic la copiii defrișărilor. Kevin Turco de la Thüringen, din Germania, Deutschland, 197, pe care nu l-am pe lista. Nu știu cine este, eu sigur nu știu. Arată bine. 192 își asumă săritura și o duce la bun sfârșit. A fost Daniel Sapinia Lopez din Spania pentru echipa Mundo Offroad.
Costa 94 acum Calvin Wright de la CC Gallery KTM Gateway Nanga de Sud. South African. Nice one. Nu uitați că după Expert Single avem Expert Team și apoi o să mai avem clasa Pro și, și clasa Hobby. Nu Hobby, clasa Rookie, clasa nouă de la Romania, îi dăm la acesta. O clasă care duce doritorii care nu au experiență întâi și întâi la Prologue, după aceea pe două. Da, pe Magisoara, 195, foarte bine merge, sare la limită. Este Andrew Jeffries de la RPH Racing din Australia. These Australian boys, man. Ah. 190 bine acum. Africa de Sud, Juan Cronie. Pe la echipa sa, Juan Cronie. Cei mai relaxați oameni, cei din Africa de Sud, cei din Noua Zeelandă și din Australia. People from down under rock, this is Romaniacs. Thank you for being here. Thank you for traveling all these miles. Cheers. Și între timp, toată treaba de la Bruxelles a devenit un threesome. 188, 179 și încă un rider. Acolo în spate, 177. 179 este Matia Mitao de la CMB cu Baseland. Elveția. Nu merge rău, așa sketchy, dar rezolvată. Acolo, momentan, încă o chestie este numărul 188. Brad Kuiper de la Team Hairbrush din Austria. Și cu 177 este Achilleas Mou de la dirtbike.gr, Grecia. Ale, ale! Respect to Brazil, do you have riders here? 5 riders from Brazil! Fără, dar oamenii s-au venit ceva la România în timpul ăsta. E așa. Și datoria voastră de public e să vă primiți bine musafiri și să-i aplaudați! Big ups to all the riders and all the guests of the 10th edition of RedBull Romaniacs! Oi, oi, oi! Tot 88. E acum aproape de noi. Avem 5 prajeni în concurs, în urmă se pare. Mai avem oameni din Peru, din Mexic, din Venezuela, australieni o grămadă, neozelandezi o grămadă, sunt africani oricum. Foarte multă lume, multe țări a venit aici, la Sibiu, pentru Redbull Romaniacs. Ne mulțumim încă o dată. Burnout involuntar, nu mă rog să fac eu. Brad Kuiper. Ok, și e jobul meu să vă aduc aminte că anul acesta avem în premieră și o melodie dedicată RedBull Romaniacs, se numește Romaniacs și este cântată de Maria Cojocaru, pe care voi o știți la Vocea României și acolo a și susținut-o. Dar ceea ce vreau că nu știți atât de bine este faptul că Maria Cojocaru este an de an prezentă la Romaniacs în staful de organizare și acum vom aplauda pe Maria! Aplauze pentru Maria Cojocaru din Sibiu! Voluntar Romaniacs și o voce foarte, foarte talentată care va cânta alături de trupa ei, melodia Romaniac, melodie compusă de trupa din Australia Rincon și produsă de Stuart Biggins. Echipa Mariei se numește Adrian Van, care este și DJ-ul nostru la Tobe, la Bass Sergiu Podescu, la cântare solo Carlos Vic, la cântare ritmică Ilie Vlad Manole. Și melodia este evident inspirată din peripețiile riderilor în cadrul Romaniacs. 177. Ca un căluț la rodeo, se poartă cu el motorul, dar până la urmă cred că o să ajungă și unde trebuie.
este Achilles Dimo din Grecia. One for Greece. Olive oil power. Come on. Cineva a căzut între zid și rampe. Există un motiv foarte bun pentru care rampele să fie lipite de ziduri și nu altfel. Aplauze pentru riderul care a căzut și care este safe. Aplauze, big ups! Este numărul 190, Juan Cronie, în Africa de Sud. Thank you for being okay, buddy. Cu emoții. Din fericire, singura astfel de peripeție de până acum, în cadrul prologului RedBull Romaniacs. Să vedem și pe Maria Cojocaru, cum cântă publicul. Să vedem, o să auzim în curând pe Maria. One for Greece, and Greece jumps! Oi, 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 oi! Bravo! Σιγά σιγά δεν... Θα βάλω... Τερμάτισε. Ήπιε το νερό και γαμήθηκε η φάση. Așa, pentru fiind public interesat de viitorul cu RedBull Romaniacs și alte artefacte ale locului, ale organizatorilor, le puteți găsi în cadrul magazinului RedBull Romaniacs, amenajat special pentru voi la baza hotelului Ramada. Magazinul va fi deschis până în minim 7 iulie. Aveți timp suficient să-l invitați să vă alegeți și să vă însuziți ceva. Mulțumesc pentru atenție!